Înțeleg că WeInvent s-a născut pe 13 februarie 2008. Văd activitatea ta, că tot vorbeam de personalitate mai devreme. Văd personalitatea WeInvent în toate articolele și toate informațiile care apar pe blogul vostru. Ce te-ar interesa să știi despre WeInvent? Ce întrebări ai legate de WeInvent? Legat de relevanță. Mi-ai spus că îți dorești ca WeInvent să fie cât mai relevant pentru industria de marketing și comunicare. M-aș îndrepta către tine și te-aș ruga să te uiți la această carte. Nu știu dacă se vede. Și să îmi spui cu ce asociezi tu această carte legat de WeInvent. Legat de WeInvent ca și proiect al tău personal, dar și ca instrument de comunicare în sine. Dacă tu folosești cuvântul moarte, aș merge și mai departe și te-aș ruga să îmi spui ce legătură are moartea cu activitatea prestată de WeInvent. Spui că prin natura activității abordați o atitudine critică față de diverse campanii, proiecte, sloganuri, poziționări, etc. Este această atitudine critică o moarte pentru proiectele respective? Dacă spui că pentru unele proiecte sau pentru unele campanii aflate în vizor, această critică poate reprezenta o moarte. Vreau să merg mai departe și să îți spun că această arcană, la nivel simbolistic, vine cu o invitație la autenticitate, la esență. Vine la demascare, dacă mă pot exprima așa. Și prima, a doua, a treia întrebare din ciclul logic ar fi, logicii acestei întâlniri ar fi: dorește WeInvent să fie perceput ca un instrument de comunicare autentic în piață? Îl percep cititorii ca fiind autentic și spunând lucrurilor pe nume, ca să parafrazez adevărul gol-goluț? Ceea ce noi am discutat acum, mă refer la această autenticitate, la ceea ce alții se așteaptă citind WeInvent, se află poziționat în referențialul arhetipurilor personale calculat pentru WeInvent, în ceea ce WeInvent oferă pe piață și ceea ce ceilalți se așteaptă ca WeInvent să ofere. În cazul tău este vorba de articole, de analize, de informații. Sunt serviciile pe care WeInvent le oferă pe piață. Există o dorință a ta, a fondatorului, de a fi un observator autentic al campaniilor, dar înțeleg de la tine că este și o dorință a cititorilor să găsească o informație pertinentă și neafectată de alți factori externi. De aici, plecând, s-ar putea lucra, în funcție de ceea ce tu îți dorești, modalități de potențare, dacă vrei, de dezvoltare, de păstrare a autenticității în comunicare, pentru că nu fiecare scriitor are personalitatea lui. Care vrei, nu vrei, se va exprima în ceea ce scrii. Legat tot de relevanță, te-aș ruga să te uiți la arcana pe care o voi arăta eu acum, la caleașcă. Și să-mi spui ce ți-ai propus când ai dat naștere pe 13 februarie lui WeInvent. Mi-ai spus că în momentul în care
ai înființat WeInvent, îți doreai un canal de comunicare pentru afacerea ta, afacerea ta pe care o ai și astăzi, și era mai mult o nevoie dictată de mediul de comunicare. Așa cum ai spus, Facebook-ul nu avea amploarea pe care o are astăzi, conținutul unui website de prezentare a companiei nu putea fi actualizat atât de des sau suficient de des ca să poată fi indexat în algoritmii Google, plus că îți doreai să comunici despre ceea ce tu făceai. În timp, WeInvent, acest mijloc de promovare până la urma afacerii tale, a crescut. Dacă la început tu erai cel care scriai articolele, în acest moment ați ajuns să fiți 10 colaboratori. În acest moment ați ajuns să acoperiți foarte multe arii de interes și să aveți un public loial care își ia informații, caută sau chiar participă activ la realizarea conținutului. Iar dorința ta din acest moment când vorbim noi este să poți monetiza aceste servicii pe care în timp WeInvent a ajuns să le ofere până la urmă. Cartea Caleașca, pe care te-am rugat să o privești, are ca simbolistică, una dintre ele, construcția socială. Construcția socială înseamnă, într-un mod foarte simplu, să-mi iau o casă, să-mi iau o mașină, să plantez un pom, într-un mod legat de evoluția unui instrument care necesită a fi monetizat, deci să se transforme într-o afacere de sine stătătoare, poate însemna chiar construcția acestei afaceri. Dacă am lucra pe cum monetizăm ca obiectiv serviciile WeInvent, ți-aș spune să te gândești, ți-aș spune să reflectezi, ți-aș spune să lucrăm împreună. Care este casa WeInvent? Ai casa? Dacă ai casă pentru WeInvent, cum îți iei de acolo resursele necesare ca să poți să produci resurse? Nu știu, poate plantezi la tine în grădină, poate cumperi semințe de la diversi producători. Te-aș întreba care sunt semințele lui WeInvent și cum pot ele să crească? E nevoie de o seră specială? Pot crește în curtea din spate? Apoi ți-aș mai spune că la un alt nivel de simbolistică, această arcană prezentă în misiunea companiei, în misiunea lui WeInvent, simbolizează autorizarea. Și mi-ai spus mai devreme despre critică. Și ți-aș veni cu întrebarea, dincolo de a autoriza prin activitatea critică, anumite proiecte, campanii, te autorizezi tu ca și fondator să monetizezi activitatea WeInvent? Pentru că înainte de a cere, trebuie să ne autorizăm să cerem. Și ăsta este un exemplu de cum aș lucra cu tine pe obiectivul de monetizare a conținutului WeInvent.